Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, dacă am fost atenți la textul evanghelic de astăzi, am văzut că Mântuitorul a folosit un termen chiar excepțional de frumos. Tinere, îți zic ție, scoală-te. Pus în contextul literar, nu arată că ar fi vorba de un om mort. Poți să te scoli din lene, poți să te scoli din nepăsare, poți să te scoli din păcat, din trândăvie, din adormirea conștiinței, din nesimțire. Poți să te scoli și să mergi la tatăl tău și să-i spui, am greșit la cer și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Și poți să te scoli să te rogi, poți să te scoli să te închini când te pui la masă. Poți să te scoli și să faci mulțumirea pentru că ai mâncat. Deci, tinere, zic, scoală-te, este un îndemn general care și peste 2000 de ani va fi la fel de actual. Adică, cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos este simplu. Haide după mine, lasă-ți părerile personale și mândria și părerea de sine. Și leapădă-te de tine personal și mi urmează mie. În contextul evanghelic de astăzi, cuvântul a avut un alt înțeles. Știm că suntem în cetatea Nainului, în drumul spre Galileea, care ați fost la Ierusalim. Dar ce este cel mai important este altceva. O văduvă singură, un unic fiu și acela mort, un cortegiu de mormântare. Ce e nou în treaba asta? Absolut nimic. Dacă ne aruncăm o privire pe mass media, prin ziare și pe la televizor și pe casetele video, vedem filme cu împușcături și cu morți la tot ceasul. Dacă ne uităm la filme cu Banderas și cu alt fel de actori, ăia împușcă din 5 în 5 minute. Deci moartea e ceva normal. Deci mi se pare atât de firesc să nu te sfiești de problema morții, pentru că noi ne uităm la moarte toată ziua, până și copiii mici se împușcă pe calculator, tot ucigând acolo, așa zisele, imaginarele lor jocuri. Nu asta e important. Este important din ce unghi privești moartea. Și un elefant, dacă i-ai tras un glonț în cap, cade jos mort. Și tu te impresionezi de fildeș și lui, de pielea lui, de greutatea lui. Și o balenă, dacă o omori, are și aia 8 tone de grăsime. Și un țânțar, dacă la pești cu degetul pe geam. Și aia e tot o moarte și tot întâmplător și nefiresc, de normal, ni se pare. Și chiar în mijlocul drumului, dacă zaci un om călcat de mașină, nici aceea nu e o noutate, vine presa, filmează. Și în cele din urmă a mai fost un mort. Dar haideți să vedem de ce Mântuitorul Iisus Hristos a fost marcat de mormântarea acestui tânăr și poate chiar și de lacrimile mamei. Dacă ne uităm cu atenție în învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur, vom găsi cu precădere că Mântuitorul Iisus Hristos s-a preocupat de fiecare vârstă spirituală a omului care zace în moarte. Și de ce spun care zace în moarte? Pentru că moartea nu este un fenomen, este o stare. După primirea tehnică sau cea științifică, moartea înseamnă încetarea simțurilor biologice sau a metabolismului și încetarea inimii de a mai bate. Acesta se numește cadavru după terminologia medicală. Îl pui la morgă, îl bagi într-un sac de nylon, îi faci o autopsie, îi scoți creierii, rinichii, stomacul, ficatul. Le pui pe ele aciz și tot felul de baze, le-ai măsurat, le coși înapoi ca pe un țuhal cu cârpe și îl dai lui mamă să -și lui tatsu sau la rude și spui îngropați-l, că e tot în regulă. Iată că la mortul de astăzi lucrurile nu stau chiar așa. Mai înainte de a-l vindeca pe el, Mântuitorul Iisus Hristos a mai avut ceva asemănător. Pe când stătea și predica în Capernaum, a venit la el un mai mare al sinagogii, pe nume Iair, și i-a spus, fetița mea este bolnavă. N-ai putea să vii să vezi ce este cu ea, să o tămăduiești. Am să vin. Deci este răspunsul Mântuitorului. În clipa
când trebuie să ajungă la casa respectivă, cei care îi ies înainte îi spun, cred că nu mai are sensul, că a murit, nu te mai osteni, învățătorule. Și Mântuitorul spune, nu a murit, ci doarme. Deci iată ce frumos, doarme. Deci pentru cei ce cred, spune Apostolul Pavel Corintenilor, moartea este somn și întâlnire cu Hristos. Și noi întâlnim lucrul acesta cu o singură mărturie reală, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le, mutatu-te-ai la viață fiind maica vieții, deci țineți cont, și dacă ne uităm la Lazar, cel mort de 4 zile, auzim un strigăt prelung din gura Mântuitorului, spun surorile Marta și Maria, de-ai fi fost tu aici, n-ar fi murit. Dar totuși Mântuitorul spune, Lazare, vino afară! Dar după ce au ferit piatra de la mormânt, nu ca să pătrundă glasul prin piatră, ci ca să se vadă că mortul care învia era îmbrăcat în fâșii, n-avea cum să o împingă singur și era de greutate mai mare și nu putea un singur om să o dea la o parte. Dar s-a spus, vedeți că e mort de 4 zile și mai și miroase. Deci era în descompunere. Iată ce putere are Dumnezeu de a schimba legile chimice și organice ale chimiei. În momentul în care îl cheamă afară, sufletul intră în trup, cum? Ca în prorocia lui Ezechiel. Și am văzut un câmp de oase peste care s-a îmbrăcat carne, piele, vine și apoi ca din pământ au răsărit toate și au venit toți de față. Deci vorbește despre învierea cea de obște, cum toți au înviat în câmpul acela de oase și s-au făcut oameni vii. Ei, lucrul acesta demonstrează că stăpânul vieții și al morții poate să-i dea morții mai multe sensuri. Iar când spune că fiica lui Iair n-a murit, ci doarme, ne arată nouă că Hristos este primul care va îmblânzi moartea, nu ca fenomen, ci ca taină. Moartea e o taină. Poate cineva să spună când moare? Știe cineva când s-a născut? Noi spunem 12 ianuarie, 7 decembrie, 8 decembrie, 9 decembrie. Nu. Ai nașterea când te-a adus mama pe pământ din pântecele ei. Când te-ai născut, tu știe numai Dumnezeu. Sfânta Treime era de față când sufletul s-a pus în prima celulă vie, fecundată, din care începe în pântecele mamei concepția noului copil. Deci nu știm nici când ne naștem, așa spune Mântuitorul, nu știți de unde veniți, nu știți unde mergeți. De ce nu știm unde mergem? Noi la mormântare, de obicei, și cum era și firesc în parabola de astăzi, obișnuim să procedăm în felul următor. După ce am îmbrăcat mortul frumos, îi mai punem și în el, și ceas, și aer condiționat, și lumină, în cavou, și ce mai vrem noi acolo. Îi chemăm pe preoți. Preoții fac o numită slujba mormântării, numită slujba sau rânduiala mormântării. Nu întâmplătoare, are adâncurile ei și rosturile ei. Binecuvântările învierii, stihurile catismei a 17-a, care e catisma morților, fericirile, în final Evanghelia învierii de obște a Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, care spune și când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, vor învia, ca să se împlinească ce se spune în Scriptura veche, că Dumnezeu chema din morți, Fiul lui Dumnezeu chema din morți și ne arată că este stăpânul vieții și al morții și nu în cele din urmă folosește un termen frumos, ca răutatea să nu fie fără de moarte. De ce înseamnă fără de moarte? Deci e o taină foarte înaltă. Când Adam și Eva și-au băgat nasul în pomul cunoștinței binelui și răului, Dumnezeu a spus să punem îngeri cu sabie de foc ca nu cumva mâncând Adam să fie ca unul din noi. Ca unul din noi cum? Nemuritor în rele. Nu ca Dumnezeu a toate știutor. El era Dumnezeu după mintea lui.
Și în momentul în care n-a mai avut acces Adam la pomul vieții, ca să rămână veșnic viu, cu rău în el, dobândit din sfatul diavolului, a fost dat pe pământ să guste ce? Moartea aparentă. Dar moartea aparentă legată de o terminologie. În rugăciunea morților spune, sufletul să meargă de unde și-a luat ființă, de unde și-a luat ființă, la Dumnezeu, e clar, iar trupul să se dea firii de tine zidite. Firii de tine zidite. Care fire? Firea omenească. Pentru că omul a fost înger în trup. Și ce a făcut Dumnezeu? S-a suflecat, spune Vasile cel Mare, la Ixaimeron. Ăsta e termenul cuvântului înțeles de noi. A frământat cu mâinile clisa, pământul, glodul, vălătuc, cum mai face un chirpici. Și a făcut formă de om. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Când i-a făcut pe îngeri și celelalte arătări, a spus așa. El au zis și s-au făcut. Să fie cer și a fost numai milioane de îngeri că au fost gândite. El a poruncit și s-au zidit. Să iasă apă, pești, mări, păsări, pomi, iarbă și așa mai departe. Naripate, zburătoare și rumegătoare și toate. Dar pe om l-a făcut personal. După ce formă? După chipul și asemănarea noastră. Ei, această asemănare a noastră, această fire a pământului, a avut întrânsa două mari puteri. Puterea de viață pe care o are și pământul atunci când plouă și a spus să răsară pământul în sine de toate și le-a răsărit pe toate după felul și soiul lor, stau și astăzi ecologiștii și botaniștii și mă rog, mari speologi și mari geologi și mari oameni de știință să descopere câte o gânganie, cum se cheamă, cum trăiește, cum se mulțește și Dumnezeu le știe pe toate de când le-a făcut. Dar în același timp a mai dat o calitate acestui lut, puterea lucrătoare a Duhului Sfânt și l-a transformat într-un lut inteligibil, într-un lut nemuritor, și într-un lut cuvântător. Și s-a plecat Dumnezeu asupra lui Adam și a suflat suflare de viață. Ei, acea suflare, acea, cum spune în rugăciunea Parastasului, amestecătură tainică făcută și nepricepută minții, avea să aibă și un rol negativ dacă omul rămânea în rele și să fie veșnic sub stăpânirea răului. Dar Dumnezeu a tăiat accesul și omul a căzut în ceea ce i s-a spus după aceea. Pământ ești, deci Duhul Sfânt nu mai este în tine. În pământ vei merge, adică îl scoate din rai și îl bagă în pământul din care s-a hrănit. Țineți minte, Simeon Nou Teolog spune în Catehezele 2. Până te vei întoarce, țineți minte, din pământul de care ai fost luat, din pământul care te-ai dus. În pământul în care te-ai dus faci grădină de zarzavat, cultiv porumb, crești vaca, oaia, capra, fasolea și așa mai departe. Dar acolo stai până te vei întoarce din pământul din care ai fost luat. Care pământ? Pământul curat și virgin al raiului, locul de moștenire a sfinților care sunt cetățenii și oamenii de casa lui Dumnezeu. În momentul în care se face negrăita dezlegare și trupul se dă firii de sine zidite, trupul se descompune din cele ce a fost alcătuit. Pământ, apă, aer și foc. Cele patru mari stihii. Două grele și două ușoare. Ixaimeronul Marelui Vasile. Pământul și apa înseamnă tot ce-i ud în noi. Și lutul care putrezește. Dacă te duci într-un mormânt, ai mraniță. Poți pui la trandafiri, atâta găsești și ciolane. Ăla-i calciu. Apa o suge pământul și se hrănesc vermișorii din ei și ne mănâncă, ne descompun, iar energia degajată în urma arderii se elimină singură sub formă de căldură și foc. Și se adună toate la loc când? La obșteasca judecată a Mântuitorului Iisus Hristos, când morții vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și vor învia la trâmbița Arhanghelului și la glasul strâmbiții de apoi la glasul judecății, deci la chemarea lui Dumnezeu. Clipă despre care trebuie să știți că nici
îngerii, nici Fiul, ci numai Tatăl știe clipa și ceasul acela, așa că nu stăm să facem polilogii parapolitice sau parapsihologice despre venirea sfârșitului lumii. Sfârșitul lumii poate veni oricând. Dacă v-ați uitat la mass media, vedeți, odată vine un cutremur și dărâmă și șterge tot. Și cred că cel mai frumos ecran al Apocalipsei, spun frumos pentru a înțelege mânia lui Dumnezeu, urgia din Japonia, a fost suficientă pentru a înțelege că ingineria minții omenești este o nimica toată înaintea mâniei lui Dumnezeu. Deschizând tu mâna ta, toate îți vor umplea de bunătate. Ce vrei tu? Porturi, iahturi, viață pe sus, viață pe jos, pe bloc, sub bloc, în apă, peste apă. Dar întorcându-ți tu fața ta, toate îți vor turbura. Ce-a rămas din acel pământ decât un loc netocmit și gol? Deci, unde voiește Dumnezeu, nu stă nimic împotrivă. De ce m-am întors să analizăm moartea atât de adânc? Pentru că moartea devine somn în conceptul Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos și prin gura Apostolului Pavel, pentru că în momentul când este stăpânită de cele două arme, credința și puterea Duhului Sfânt, că asta e rodul credinței, roada Duhului este dragostea. Dragostea vine din credință și din lucrare. Nu există om credincios să fie lipsit de Duhul Sfânt. În momentul în care intervine Duhul Sfânt, îi schimbă morții lucrarea. Deci o transformă dintr-un animal nărăvaș, nesupus și neascultător, în ce? În ceva blând și calm. Mutatul te-ai la viață, fiind Maica Vieții. Deci iată ce frumos! Deci Maica Domnului a învins moartea prin două mari calități. Smerenia de mama lui Iisus Hristos, cu care nu s-a mândrit niciodată, și Hristos nu i-a spus niciodată mama mea, ci i-a spus femeie, ceasul meu n-a venit încă. Deci așa a spus și mama mea și frații mei sunt cei ce fac voia mea și a Tatălui meu. Și puterea Duhului Sfânt care a fost peste ea și a făcut-o vas ales al Sfintei Treimi. Că de n-ar fi poftit-o Tată și n-ar fi iubit-o Duhul, nu s-ar fi născut sub vrem Fiul, Ioan Damaschin. De ce v-am spus lucrul acesta? Ca să înțelegeți că tânărul de astăzi din Evanghelie de la Nain, deși era foarte tânăr, mai tânăr, mai în vârstă decât fiica lui Iair, avea vreo 20 de ani, fiica lui Iair avea până 90 ani, în momentul în care a intrat Iisus în casă și i-a spus ridică-te sau scoală-te și a luat-o de mână, dacă nu mă înșel, parcă așa sună cuvintele, talita cumi, zic ție scoală-te sau așa ceva. Ei, în momentul respectiv, fetița s-a sculat, dar n-a vorbit. Ci a spus, dați-i să mănânce. De ce? Ca să se vadă că nu-i nălucire, ca să se vadă că nu-i o hologramă, să se vadă că nu-i o scamatorie din asta, cum să spun eu, de circ, sau că nu-i un science fiction, ca să spun așa. Mortul nu poate să mănânce și să bea, mortul nu poate să mestice mâncare, mortul nu poate să se manifeste ca un om normal. Și atunci i-au dat să mănânce. Și cu un alt scop. Femeia tace în biserica Vechiului Testament și nu-și dă cu părerea. Nici în biserica Noului Testament prea mult, pentru că îi pune o prelește Pavel, femeia să tacă în biserică. Nu că cuvintele ei n-ar fi bune, dar apostolilor li s-a dat propovăduirea și nu femeilor. Mironosițele și întocmai cu apostolii au propovăduit învierea la momentul respectiv prin ce? Prin mărturisirea că au văzut piatra răsturnată și îngeri pe piatră șezând. Au văzut și giulgiurile singure zăcând, cum spune Evanghelia, mai niște femei de-a noastră ne-au speriat spunând că au văzut arătări de îngeri. Dar de acolo încolo au tăcut. Chiar Maica Domnului a tăcut. Ea n-a vorbit despre învierea fiului său, deși a fost prima lângă mormânt și când a avut loc actul învierii. Un alt lucru care trebuie să-l știți. Când l-a înviat pe fiul văduvei din Ain, n-a pus mâna pe el. De ce n-a pus mâna pe el? Legea veche interzice să atingi mortul.
Mântuitorul era un fel de rabi, era un fel de învățător. Nu știu dacă avea voie să atingă mortul sau putea să fie necurat până seara. Dar a pus mâna pe sicriu și a zis, tinere, zic ție, scoală-te. Ce rămâne însă interesant, dacă v-ați uitat, tot în textul Evangheliei spune așa, și tânărul s-a sculat în sus și a grăit. Nici nu putea să se scoale în jos, n-avea cum. Deci dacă era mort, rămânea mort acolo, moale, amorf. Dar el s-a sculat în capul oaselor, înșezut, acolo în sicriu, și a început să vorbească. De ce a început să vorbească? La vârsta de 13 sau 14 sau până în 15 ani, la evrei este o tradiție, când copiii sunt aduși la templu și rabinii mai bătrâni, le dau să țină legea în mâini, este un ritual al cântării cu stihuri din psalmi și ei se bucură cu Tora, cu legea în mână și de acolo înainte ei au dreptul să învețe versete din lege, iar la vârsta de 18 ani au voie să participe în templu și la Senedriu, să asculte cuvintele învățăturii cărților lui Moise, dar mai mult decât atâta să-și și însușească o parte din lege și versete pe care le pot comenta, le pot întreba sau le pot spune la alții. O propovăduire, o mărturisire de credință. Iar acest tânăr a făcut o mărturisire de credință. Vedeți, Evanghelia nu consemnă ce ar fi vorbit. Dar fiți siguri că dacă ne ducem cu mintea la celălalt bogat care avea vison și purpură și a ajuns în flăcările iadului, ați văzut ce frumos vorbea el cu părintele Avram și îi spunea de frații lui de pe pământ și cât suferă el și cât de greu e acolo și care avea nevoie de o picătură de apă și așa mai departe. Acest tânăr n-a vorbit despre picătura de apă și nici despre locul acela. Acest tânăr, sunt ferm convins că a mărturisit înaintea tuturor evreilor care erau de față și însoțeau cortegiul de mormântare, despre puterea Fiului lui Dumnezeu, că acesta e cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, pe El să-L ascultați. El este Cel care m-a adus din tărâmul morții în tărâmul vieții. Sigur că în finalul Evangheliei ați văzut că toată lumea din prejur s-a cutremurat și s-a mirat și n-a mai văzut nimeni o minune ca aceasta și toată lumea l-urma pe Iisus, dar nu asta ne interesează. Ne interesează că după ce a cercetat omul tânăr, la 20 de ani, a mai făcut o înviere a lui Lazar, fratele Martei și a Maria, care avea peste 30 de ani. Cel care va învia și mai târziu va fi episcop în Cipru, cel care va propovădui cu Maica Domnului pe coasta Elina Greciei și va ajunge până la muntele Atonului, care e și grădina Maicii Domnului, dar mai mult decât atât ne interesează că pe Mântuitorul a interesat ca om adevărat și Dumnezeu adevărat să treacă prin toate sferele de influență. Ca prunc a trecut domnia sa. A stat în brațele maicii sale, a fost urmărit de Irod, a fugit în Egipt, s-a ferit din calea prostului, cum se spune, pentru că așa și spune, să te ferești de primejde, să nu stai în calea ei, că nu-ți folosește. Când a murit prigonitorul, s-a întors înapoi, liniștit în locurile din Nazaret, unde cu Iosif, tradiția spune că lucra la tâmplărie, dar la vârsta de 9 ani, a fiicei lui Iair a ridicat-o din moarte, după aceea pe fiul văduvei din Ain la 20 de ani și pe Lazar la 30 de ani. De ce am amintit lucrurile astea? Ca să ne arate că la fiecare vârstă, ce spun iudeii când îl văd pe Mântuitorul plângând în momentul când era Lazar mort? Îi era prietenul drag, ținea mult la el. Cred că de aceea plânge. Nu, Mântuitorul plângea de cu totul altceva. Știa că va face și această minune de obște și ei tot nu vor crede și vor fi la fel de ticăloși și de vânzători, așa cum avea să arate Scripturile. Deci tot aveau să vândă pe Fiul Dumnezeu și să-L dea la răstihnire. Dar ne convine varianta, deci ne convine varianta că era prieten al Mântuitorului prin faptul că se vede că moartea devine somn numai pentru omul credincios. Și dacă vreți să vă convingeți că pentru omul necredincios nu este somn, nu trebuie să ne amintim câtă lume suferă când moare cineva și v-am mai spus, singurul lucru care trebuie restaurat în cultul ortodox
la noi, la ortodoxi, toate aceste tradiții ale mormântării, toate ar trebui desfințate. Deci, numai prostii inventate de oameni după mintea și după capul lor, bocete și oale sparte și tot felul de strochit cu găleata cu apă pe nu știu unde și făcut nu știu ce. Nu, domnule. Pui mortul frumos în sicriu, i-a prins lumânări la cap, îi pui coliva frumos, îi pui colăcelul și paharul cu vin sau prescura, dai pomelnicul la biserică, i-ai tras frumos pânza pe față, n-ar fi exagerat să încui capacul și să pui șuruburile, pentru că nu te impresionează cu nimic dacă îi vezi fața sau nu îi vezi, pentru că el deja e trecut în tărâmul celălalt, și îl duci frumos în liniște la groapă și îi porți de toată rânduiala, fără tot felul de lăcrimări și intimidări și sute de impresii și coroane și alocuțiuni care nu și-au sensul, știți de ce? Sunt spre osânda noastră a ortodoxilor, care deși vedem morți și participăm, cum e tradiția în sat? Moare cineva, tot satul petrece. Moare un copil tânăr, tot satul petrece. Moare o babă bătrână, tot satul petrece. Îl trăsnește pe unul, tot satul petrece. Moare de cancer, tot satul petrece. Cu ce ne folosim noi sufletește că vedem atâtea imagini ale morții, iar noi suntem la fel de reci, la fel de nepăsători și nici bine nu s-a întărit în raclă carnea pe mort, că deja se cunosc neamurile până la 7-a spiță, se cunosc averile până la 8-a spiță, se cunosc testamentele, se cunosc cele ce trebuie vândute și împărțite și ce mai frumos și mai caragios, că atunci când dai de pomană, e ceva simpatic. Eu întotdeauna m-am distrat și m-am mirat cum le socoate Dumnezeu, pentru că El e pus în mare încurcătură ca ortodox, pentru că El e primul ortodox de pe planetă, Hristos care ne-a dat creștinismul. Cum privește El aceste sacoșe pe care scrie asta, dai lui țața Ileana, asta ți-ai lui țața Maria, ieși, domnule, cu căruța, cu pomană, pune-o în drum și lasă ea cine vrea, când s-a gătit, nu mai este. Deci, aceea poți să o numești cu adevărat milostenie. Pentru că noi ortodoxii, transformând acest ritual al înmormântării, care de fapt e o întâlnire cu Hristos, este o cununie cu cerul, noi nici nu ne dăm seama ce înseamnă moartea. Noi nici nu ne dăm seama de valoarea morții. Și v-am spus-o odată de mult și o repet astăzi. Mai am timp. O repet astăzi. Închipuiți-vă cum obișnuim noi să spunem, vai, a murit mama, a murit tata, a murit fratele, sora. E firesc, e dureros, mă rog. Dar, dacă Dumnezeu ne-ar da să trăim veșnic, cum ar arăta pământul cu tot felul de fosile, cu oameni mâncați de cancer, de ciumă, de ciroză, de tot felul de boli infecțioase, cu tot felul de răni? Cred că tot pământul ar fi cadavre vii, pentru că nu ne dorim moartea, toți ne dorim viața. Nu ne dorim să plecăm la întâlnirea cu Hristos, toți vrem aici pe pământ. E adevărat că viața e frumoasă pe pământ și ispititoare. Ai de toate, te simți bine, ești în formă. Dar vine o vârstă în care, dacă din decență un profesor universitar la 80 de ani se pensionează sau la 70 ceva se retrage din activitate, că îi tremură mâna sau nu mai vede studenții prin ochelari. Deci, de ce din viața umană, când ai ajuns, să spunem, la 90 sau la 100, să spunem, să nu-ți dorești să mori și să spui, vezi oameni care... Vai, a murit așa de rău. Dar de ce a făcut Dumnezeu treaba asta? Păi așa a lăsat-o, băi, tată, din vecii vecilor. Adam ne-a dăruit acest dar. Adam, pe lângă relele pe care le-a făcut în rai, prin faptul că n-a ascultat de Dumnezeu de porunca veșnică a mâncării din pomul vieții, să fim veșnic îngeri și nestricăcioși, odată cu greșeala Evei ne-a dat acest dar, Eva, adică de a muri și a scăpa de o sândă aceasta trecătoare, care de fapt ne-o agonisim singuri, prin pofte și păcate. Ei, tânărul acesta a murit de tânăr, nu pentru că trebuia să moară, ci pentru că Hristos avea să treacă pe acolo în timpul propovăduirii. Acest tânăr simbolizează poporul Vechiului Testament, ucis de legea cea veche, care era ca un sarcofag, ca un sicriu, nedreaptă. Și de ce a înviat acel tânăr? Spune Teofilact al Bulgarii. A înviat pentru faptul că în momentul în care Mântuitorul a pus mâna pe sicriu, adică pe lege, și a îndreptat-o, că a spus, n-am venit să o stric, ci să o desăvârșesc. Poporul a înviat.
În Hristos toți vom învia, în Adam toți mor, în Hristos toți înviază. Deci asta e esența Evangheliei de astăzi. Deci când a pus mâna pe sicriu, a modificat legea cea veche, care era legea care de acum a băgat în iad tot omul, pentru că nimeni nu mai ținea și nu mai, cum v-am spus și altă dată, și am repetat, ajunsese jertfele de la templu să fie doar ceva obișnuit, mai mult când s-a mâniat Mântuitorul și a ieșit cu biciul și a bătut întrânși și le-a răsturnat arabele. Și a spus, păi, dar ce ați făcut casa tatălui meu, peștele de tâlhari? Adică ei erau bucuroși că-ți vând oile, boii, țapii, că schimbă banii, că le iesă ciubul, cu asta îi interesa. Deci asta era mentalitatea poporului. Pentru ei era o lege perfectă, că unii aveau unde să îmbogăți și alții aveau unde să vină. Ei, n-a suportat Hristos asta. Și a modificat legea și ne-a înviat pe toți. Și de ce ne-a înviat un tânăr? Ca să ne arate că sufletul noi nu are vârstă. Ca să arate că mintea nu are vârstă, că inteligența nu are vârstă. Și ați văzut cum spune acolo, cărunteția nu se măsoară cu ani, ci cu înțelepciunea. Și iarăși Mântuitorul, când a ieșit la propovăduire, cât avea? 30 de ani. Și când s-a răstignit, cât avea? 33 de ani și jumătate. De ce toate acestea? Pentru că în momentul în care noi vom muri și vom învia, să fim, cum spune Apostolul Pavel, la maturitatea de plină a Mântuitorului Iisus Hristos, pe care a avut-o ca învățător, arhiereu și propovăduitor al nostru, că a avut întreită slujire. Profet, arhiereu și învățător. Deci de ce? Să ne arate că vom fi toți într-o singură formă. N-ai să vezi la judecată babi cu cărucioare mobile și cu cârje și cu cadre care vin să întâlnească cu Hristos. Acolo toți suntem. Se va semăna într-o stricăciune și răsare într-o slavă, într-o neputință și răsare într-o putere, trup stricăcios și răsare trup duhovnicesc, sunt cele patru firi. Să citesc Miercurea sau Vinerea la Apostolul Morților. De ce v-am spus lucrul ăsta? În momentul în care văduva plânge, cine este de fapt văduva care îl plânge? Este de fapt toată învățătura Vechiului Testament lipsită de puterea Duhului Sfânt, care era preluată doar prin cine? Prin profeți, prin proroci. De aia era văduvă mama tânărului și avea un singur fiu. Era văduvă biserica Vechiului Testament pentru că nu avea un cap care să o reprezinte. Capul al bisericii este Hristos astăzi. Biserica este guvernată de însuși Dumnezeu. Nu stă în fața bisericii absolut nicio forță pământească. Deci ce numim noi administrativ, patriarhat, mitropolie, episcopie, sunt formele administrative, dar deasupra tuturor stă Hristos. Deci El este Cel ce conduce și Duhul Sfânt echilibrează aceste forțe ale Duhului Sfânt. El le varsă acolo unde trebuie. Duhul suflă unde voiește. Ei, biserica Vechiului Testament, văduva aceasta, era lipsită de Fiul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ei nu credeau în înviere, nu credeau în Iisus Hristos, ci căutau prilej să-L răstignească. Asta e esența. Cei care s-au mirat de minune sunt cei care peste ani și de la înviere încolo, așa a luat ființă literatura bisericească și așa au apărut scriitorii bisericești și părinții bisericești și părinții apostolici, așa au apărut apostolici, apostoli, așa au apărut sinodele, așa au apărut canoanele, așa au apărut catehezele și nouă ne-a rămas o învățătură sănătoasă despre care Pavel spune să țineți predaniile mai marilor și înaintașilor voștri și să le păstrați chiar cu prețul vieții, că dacă înger din cer vă propovădește altceva decât am propovăduit eu, anatema să fie. Deci, iată de ce Hristos a câștigat astăzi în Nain bătălia asupra morții. Nici n-a vrut să aibă treabă cu moartea. Nici nu l-a interesat moartea ca atare, ci a trecut nestingerit pe lângă ea și a împlinit mai departe misiunea Vechiului Testament, care avea o conformație și o spiritualitate de cu tot o altă natură în ceea ce avea el de făcut. Dar ei s-au mirat și mulți l-au urmat pe dânsul. Pentru că în momentul în care l-au înviat și pe Lazar, ați văzut cât de mare a fost furia. De acum tot poporul urma. Din Betania, când au trecut dealul să intre în Ierusalim și să cânte Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, era un lucru care se știa tocmai de prin vremea Vechiului Testament, din vremea lui Zaharia, că intră zmerit pe mânzul Asinei și iată fiul ăsta, împăratul tău vine zmerit pe mânzul Asinei. Dar poporul de unde nu-l știa și nu-l cunoștea pe Iisus, de data asta mergea cântând cu slavă în urma lui, că au văzut o înviere cum nu s-a mai văzut niciodată.
Deci ăsta e om mare. N-a fost aceeași părere în cetatea Ierusalimului. Stingheriți deja de la faptul că au avut răsturnate tarabile și le-a încurcat inventarele. Deci nu le mai ieșea la socoteală acolo oile, miei, banii și dinarii și ce socoteau ei. Ăștia au prins și mai mare ură. Cine erau ăștia? Erau toți protejații arhiereilor Vechiului Testament, care și ei primeau un comând din toată acea vânzare și afacere. Și când s-au dus, s-au plâns, uite ce a făcut fiul Mariei și al lui Iosif Teslarul din Nazaret și au spus, las, mai bine pieri un om decât tot neam. Și au venit ei la unica văduvă, care de acum era maica Domnului, că Iosif era mor de mult logodnicul, au ucis pe fiul ei, l-au bătut în cuie pe cruce și l-au pus în mormânt și au pecetuit mormântul și au pus străși. Și a venit Dumnezeu Tatăl și cum Hristos i-a fost Tată spiritual, fiul lui văduvei din aici l-a înviat punând mâna pe sicriu, Tatăl a trimis puterile îngerești să caute mormânt viața mai înainte de viață sau viața cea veșnică sau lumina cea veșnică sau lumina lumii și să vină la el pe scaun toate umplându-le cel ce ne cuprins, pentru că el a înviat pe fiul său pentru trei motive. De plină ascultare, deci iată de ce suntem sau putem fi vii, de prin de plină ascultare, ascultare de poruncile lui Dumnezeu, de bărbat tu dacă e credincios, de nevastă ta dacă e credincioasă, de duhovnic dacă îți convine de el, de scriptură dacă îți place când o citești și nu în cele din urmă de morala și de conștiința din tine. Este ultima ascultare care trebuie să o facem. Dacă și conștiința te mustră și rămâi tot animal îndărătnic și căpos, atunci sigur pieirea te așteaptă, pentru că Dumnezeu când adorme conștiința bagă ciomagul. Și ciomagul începe cu boli cronice, cu necazuri, cu accidente, cu secerături din astea, preinfarct, atac cerebral, adică ce face? Curmă rădăcina cea mai adâncă a păcatului și îl aduce pe om cu picioarele pe pământ. Îi spune, ho, îi fi tu stăpân pe lume, dar eu am creat lumea asta înainte de a fi tu. Deci nu ne lasă să depășim limita bunului simț. De aceea este și un stih în Sfânta Scriptură care spune așa, vai de cel ce va cădea în judecata Dumnezeului celui viu al lui Israel. Să căutăm tot timpul să fim în judecata proprii conștiințe, că e cel mai ușor. Cum te-a mustrat conștiința dacă te-ai... Să știți un lucru, și iar fac o apologie simplă. Nu-L interesează pe Dumnezeu câte țigări ai fumat. Nu asta, nici nu-L doare capul. El n-a dat tutunul ca să-L fumezi tu. Nebunul de om a inventat asta. Dumnezeu l-a dat cu alt leac tutunul ăla pe pământ. Are și el calități bioterapeutice de vindecat reumatism. Că bei ca un animal. Nu-L interesează Dumnezeu, doar e ficatul tău. Îl deranjează că te sinucizi singur și lent. Nu-L deranjează pe Dumnezeu că ai desfrânat tu, că nu asta e treaba lui. Scrie în Scriptură, tu bărbatule să fii tot timpul atras de femeie și femeia să fie atrasă de tine și să o stăpânești. Nu. A spus Apostolul Pavel, decât să arzi în foc bine să căsătorească și la nunta a doua le-a dat voie, neputând purta zăduful și greutatea zilei, vin la însoțirea nunții a doua, ca Rahav, ca nu știu ce, e o întreagă pledoarie de rugăciune, o moliftă mai mult de iertare decât de binecuvântare. Nu asta îl interesează Dumnezeu, ci stăruința cu care animalul din noi nu vrea să se potolească. Deci ți se spune numai bea că te distrugi, spune preotul, nu te interesează. Îți spune numai bea că te distrugi, doctorul, nu te interesează. Îți spune știința, numai bea că te distrugi și tu tot bei. Ei, îți pregătește Dumnezeu un loc în rai, în ceata sfinților bețivi. Aceia au ca simbol o sticlă de țuică răsturnată. Deci vei sta în iad cu dracii pentru patima băuturii, nu pentru că ai fost oprit să bei, ci pentru că n-ai avut măsură. Și mai dăm vina pe vacă, pe bou, ce a bou ca bou. Bou nu bea țuică niciodată, ia pune o găleată, îți vezi cu o răstoarnă. De ce vă spun lucrul ăsta? Pe Dumnezeul întărâtă încăpățânarea, asta îl deranjează. În rest nu, poți să greșești de câte ori vrei, dar în limita bunului simț. Toți clevetim, toți mâncăm prea mult, toți dormim prea mult, toți suntem leneși. Toți spunem la spovedii, părinte, nu prea am făcut canonul, nu prea am adus duminica la biserică, nu prea am postit miercurea și vinerea, dar nu-L deranjează că asta se dezleagă pentru că e neputință firească.
Dacă tu faci lucruri nefirești cu răutate și cu încăpățânare, nu te iartă. Ei, fiul văduvei dinainte n-a făcut de acestea. Era un bun păzitor al legii și prin ce știm lucrul ăsta? Prin mulțimea cortegiului de mormântare care îl însoțeau pe mort la groapă. Era o văduvă respectată înainte. Era o femeie temătoare de Dumnezeul Savaot sau Iahve, Dumnezeul Vechiului Testament. Deci era o femeie de caracter. De aia tot Nainu, toată cetatea aia îl însoțea la groapă. Aia l-a mirat pe Mântuitorul. Bă, ce să petrece acolo? Ia să ne apropiem și noi să ne uităm. El care nu știa. Dar în momentul în care tu ai smerenia, ce-a făcut Vameșul în biserică? A bătut mătănie și a spovedit păcatele? Nu. Și-a bătut cu pumnul pieptul și a spus, milostiv, fii mie păcătosul. Când spui milostiv, să fii convins că Dumnezeu e milostiv. Când spui păcătosul, să fii sigur că ești păcătos. Nu așa, știi? Hai, ați văzut, noi ne legitimăm. Cum te cheamă, frate? Gheorghe păcătosul. Ei, Gheorghe păcătosul. Fii mă, Gheorghe, lasă păcătosul din tine, îl descoperă duhovnicul cât de... Sau spun Sfintele Babil a spovedit, părinte, aș vrea o spovedanie așa mai profundă. Zic, sunt trei feluri de spovedanie. Spune ce ai ascuns până acum, spune ce ți-i rușine să spui și spune ce n-ai vrut să spui. Păi cum adică? Tu știi mai bine ce te frământă. Noi în afară părem curați, dar înăuntru nu fiecare ne știm neputință. Ei, când mergi la spovedit, tocmai aia trebuie să dai afară. Ce n-ai vrut să spui? Ce n-ai vrea să se știe sau n-ai vrea să audă? Aia e spovedania curată. Nu, iei tu îndreptarul și însă-mi 400 de puncte. Mi-am uns unghiile cu roșu, am intrat târziu în biserică, am vorbit în biserică, n-am luat aghiazmă. Alea strecătoare, se dezleagă la molifte. Spune de câte ori râvnești la bunul altuia, spune de câte ori te uiți după bărbat străin, spune de câte ori bagi mâna în buzunarul cuiva sau îl furi, alea sunt important. De câte ori ai greșit, de câte ori te-ai păzit sau prostii care sunt prostii. Ei, fiul văduvei dinainte, fiind tânăr, n-avea asemenea murdării. Era un tânăr curat, era necurat după legea veche când ai voie să atingi mortul, dar era curat pentru că în clipa în care Mântuitorul a atins sicriul lemnul, acolo e de fapt un simbol al crucii și al învierii. Că tot pe lemn a fost răstignit și Fiul lui Dumnezeu. Când a atins lemnul și s-a umplut de Duhul Sfânt, mortul a sărit în sus. Vedeți? Asta e taina. Aș fi curios dacă ar veni Dumnezeu astăzi, ca și Moise, zic și eu, pentru îndărătnicie inimii noastre, ar mai învia vreun mort? Nu cred, că suntem prea puturoși de păcatele noastre și slabi. Deci dacă ar veni azi Mântuitorul să pună mâna pe un mort, cred că s-ar face un scurt. De ce? E prea multă păcăleală creștină în noi și prea multă fațadă de prefăcătorie ca Hristos să se poată atinge de un trup păcătos de al nostru. Că ne mirăm noi că de ce sunt așa de rare Sfintele Moaște. Păi, dar din ce să faci moaște, bre? Între televizor și frigider, între pat și telecomanda cu filme murdare, n-ai cum. Pusnici au mâncat lăstare, au mâncat rădăcini, au mâncat fructe, știau psaltirea pe de rost, știau scriptura pe de rost. Eu i-am spus cuiva să învețe câțiva psalmi și a spus că e greu. Zic, bine, învață unul pe lună. Deci, e o muncă când vrei să intri în rai, nu se intră chiar așa ușor. Și vă dau acest exemplu cu psalmii, pentru că psalmii sunt insuflați de Duhul Sfânt. În momentul când un om nu poate învăța un psalm, înseamnă că îi lipsește Duhul Sfânt. Pentru că dacă ești însuflat de Duhul Sfânt, îl înveți repede, că Duhul Sfânt, Duh la Duh, trage. Deci înseamnă că trebuie să te străduiești, să agonisești pe Duhul Sfânt întâi. El te luminează, El te înțelepțește, El te ridică, El te înalță, El te desăvârșește. Și atunci alergi rapid, te spovedești, te împărtășești și ai să vezi că altul-i sporul. E o întrebare pentru acasă. Câți doresc să aibă Duhul Sfânt? Căutați-L și primiți-L. Prima dată spuneți rugăciunea Împărate Ceresc, pentru că spune vino și te lășluiește întru noi, mântuiește sufletele noastre, curățește toată spurcăciunea. Și după aceea să spunem, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul pentru rugăciunile prea curate Maicii tale. De ce? Ca să poată să vină în inimă, că dacă nu stă Hristos în inimă, nici Duhul Sfânt nu vine.
Deci n-ai cum să practici rugăciunea lui Iisus neîmpărtășit de un an. N-ai cum să practici rugăciunea lui Iisus nespovedit. N-ai cum să practici rugăciunea lui Iisus neîmpărtășit. Și n-ai cum să te împărtășești nepracticând rugăciunea. Deci de asta nu puteți învăța psalmii și vi se par grei. Tocmai pentru faptul că lipsește puterea Duhului Sfânt din noi. Agonisiți-o cum a agonisit-o tânărul de astăzi, pentru că în momentul în care a pus Hristos mâna pe el, s-a sculat și a vorbit. Vorbiți în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.